Când strănuta America răcește întreaga lume, putem spune acest lucru și despre economia mondială în contextul informațiilor financiare venite de peste ocean. Căderile bursiere din Statele Unite au stârnit efectul bulgărelui de zăpadă, efect care dă în momentul de față fiori reci analiștilor economici. De unde a apărut această criză și ce a generat-o, aflăm mai multe de la reporterul nostru special, Marius Milea. Instabilitatea piețelor financiare a început din momentul în care Departamentul Muncii a făcut publice datele privind angajații. Acestea arătau o creștere a salariilor mai mare decât fusese anticipat. Fenomenul este antrenat de mărirea salariilor și de scăderea accentuată a ratei șomajului. Dacă salariile cresc, așteptările ar fi ca oamenii să cheltuiască, împingând în sus prețurile de consum. Imediat după acest anunț, prețurile acțiunilor din Statele Unite au scăzut brusc cu peste 1100 de puncte. Este cea mai mare cădere dintr-o singură zi de la criza financiară care a avut loc în urmă cu un deceniu. Pentru a menține această mișcare sub control, Banca Centrală a Americii ar trebui să crească ratele dobânzilor, ceea ce a spediat investitorii. Ei se așteptau ca sistemul federal al rezervelor Statelor Unite să crească ratele dobânzilor de, de două sau de trei ori în acest an. Dar dat fiind raportul privind locurile de muncă, investitorii se tem că ar putea exista creșteri. Principalii indici ai bursei americane au înregistrat în timpul ședinței de tranzacționare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Declinul vine în condițiile în care investitorii estimează că rezerva federală ar fi nevoită să majoreze rapid dobânzile după ce randamentul la obligațiunile de stat pe 10 ani a atins cea mai ridicată valoare din ultimii 4 ani. Aceste scăderi sunt considerate surprinzătoare de unii analiști în condițiile în care nu există un motiv clar datele indicând creștere economică și scăderea șomajului. Întrebarea pe care toată lumea și-o pune astăzi în Europa este dacă declinul tocmai a început sau dacă este o perioadă de slăbiciune temporară.